De adevărate, ceea ce a spus fratele Vidale despre Saul și despre alte lucruri cu privire la ascultare, este foarte important și noi știm lucrul acesta, căci Domnul nostru, chiar Iisus Hristos, a fost ascultat, așa după cum El mărturisește, pentru că a făcut totdeauna voia lui Dumnezeu și a făcut ceea ce Dumnezeu a vrut. Și ascultând și împlinind cuvântul lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre, vom sluji Domnului și Domnul ne va binecuvânta ori de câte ori, vom veni înaintea Lui și vom cere ca El să ne binecuvinteze. El ne-a promis că nu ne lasă singuri și știu că nu ne lasă singuri. Cred că chiar mai repede s-a duc la cunoștință fraților, dar nu este greșit. Am vorbit cu fratele Luis, care este păstor, asistent la o biserică ucraineană și el a mai fost aici odată în mijlocul nostru, l-am adus pe el aici, ne-a rugat pentru frață bolnav și pentru cauzele fraților și au fost frați care au mărturisit că Domnul i-a vindecat, că fratele Sandu și alți frați care au fost aici au spus că el a avut diabet și s-a rugat fratele ăsta pentru el și s-a vindecat diabet. Și el știe dacă s-a vindecat sau nu, dar el a mărturisit că s-a vindecat. Și noi știm că era așa de bolnav și mulțumim Lui Dumnezeu că Dumnezeu poate să lucreze și la orice cauză. Dacă cunoașteți pe alți frați, pe alte surori care sunt bolnavi și care vreau ca Dumnezeu să le asculte, să vină, căci prin omul acesta Dumnezeu lucrează în mod deosebit. Eu îl cunosc de vreo 30 și ceva de ani și l-am tradus de multe ori în biserică acolo la fratele meu Vasile, când el venea acolo și mergeam și îl luam de acasă, că știu și unde stă, și l-am ducem la biserică și după aceea ducem înapoi acasă, stăm în West Sacramento, să mă, și Dumnezeu lucra cu semne și minuni. Vă spun că venea la un, fost la fratele Lup, care cunoașteți pe fratele Lup, deci din Sacramento, și i-a spus absolut evrătit ce are și ce probleme și ce suferă, și i-a spus că Domnul s-a atinge de el și o să-l vindeci. Și după aceea a terminat el de spus, pentru că fratele lui nu mai înțelegea pe mine, ce pot să zic eu la cel care a avut descoperirea, l-a întrebat, spune-mi, este adevărat ce a spus el? Frate, 100% ce a spus el, zice, adevărat, așa este. Mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu, zice, s-a atins de mine și m-a vindecat. Și am observat că mai târziu el s-a simțit mai bine, nu chiar atunci pe loc, dar s-a simțit mai bine și a fost vindecat complet. Mulțumim Domnului pentru lucrările pe care le face în mijlocul poporului Său. Pentru că noi suntem parte de Biserica lui Hristos și nu numai cei ce sunt aici, suntem parte de Biserica lui Hristos. Toți frații aici de Sacramento, toate surorile, toți suntem copii al lui Dumnezeu. Aici suntem doar o mână de suflete, ca o mică familie, dar mulți au mărturisit că în mijlocul nostru au simțit pe Dumnezeu și Dumnezeu a făcut semne și minuni. Pentru că Dumnezeu nu se uită la mulțime, ci se uită la inima omului. Când a venit Samuel la Isai, în casa lui tatălui David, a trecut Isai pe toți copiii înaintea lui Samuel. Că a zis că Domnul i-a spus că trebuie să ungă pe unul din copiii lui ca împărat al lui Israel. Și atunci ăsta a pregătit o masă și a făcut toți. Și toți copiii care au fost acolo, toți au stat în fața lui. Și tot i-a trecut tatăl său prin fața lui prorocului. Și prorocul zice că auzea un glas, nu este el, l-a lepădat. A trecut și pe a doilea, a trecut și pe a treilea, a trecut și pe a patra, și pe a cincilea, și pe toți mergi. Și atunci el spune, dar nu mai e pe nimeni, așteptați copiii tăi. Și bă, da, și mai am unul care zice, la voi, și aș fi mai mic și mai însemnat. Și zice că în poporul Israel, ciobanii s-au considerat totdeauna oameni fără valoare și fără însemnătate. Și tare s-a zis, mai am unul la oi acolo, îi lecășeți-o prea. Dar nu te-și atunci pe el. Și când o aduce și pe David, trece pe fata lui, Domnul vorbește, lui Samuel, spune, ăsta este, care e viitorul împărat al Israel. Și atunci Samuel scoate cornul și lunge cu de lemn și îl spune că el este viitorul împărat al Israel. Au trecut mulți ani de la ungerea lui, ca împărat al Israel până în clipa când s-a ajuns să domnească ca împărat al Israel. Aproape 30 de ani au trecut.
Dar totuși Dumnezeu a avut în vedere ca să-l pregătească, să-l treacă prin școala asta vieții, ca să poată să ajungă un conducător, un lider al poporului Israel, care a dat să vină. Pentru că prea repede l-a pus pe Saul ca împărat al lui Israel și a văzut că lucrul ăsta a fost nu prea bun. Că omul acesta nu a fost credincios lui Dumnezeu. De-aia și prorocul o să vei trece pe acolo și Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și vei proroci și tu ca și ceilalți proroci. Când încercând să treacă printr-o țeată a prorocilor, a început și Saul să prorocească. Și prorocește el împreună cu prorocii respectiv. Și este acolo întrebare în Biblie, zice, dar și Saul prorocește? Și zice, da, zice, pentru că Duhul Domnului s-a coborât și peste el, că așa a fost profesor de Samuel, să coboare. Deci Dumnezeu a avut în vedere că dacă cineva să ajungă împărat al lui Israel, trebuie să aibă și pe Duhul Sfânt să prorocească. De aceea este nevoie întotdeauna când bisericile lui Dumnezeu să alege un păstor sau un om care să vorbească din cuvântul Domnului, să fie botezat cu Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt lucrează atunci pe el și învățătura pe care o are este învățătura lui Dumnezeu. Mă opresc în aici și pentru că timpul trece așa de repede. Deci să aduceți pe frați, pe surori care vreau ca Dumnezeu să se atingă de ei marți seara aici la rugăciune în casa Domnului. Cântăm o cântare în comun și